Însă avem, avem o veste nu prea bună din sursele noastre de la Fanatic. Se pare că, da, se pare că Mitrița nu va fi convocat la lot pentru cele două amicale. Da? Discutăm despre, totuși despre un fotbalist care a ajuns la 12 goluri, dacă nu mă înșel, și la 10 asisturi, da? Deci la 12 goluri și la 10 asisturi. Așa. Vorbim totuși despre un fotbalist care cred eu că face diferența la noi în România, dar în acest moment sursele Fanatic spun că există șanse să nu fie convocat pentru cele două amicale. Nu? Nu știu, cred că fiind vorba de două jocuri amicale, de jocuri care, în care selecționerul trebuie să-și facă o impresie și asupra altor jucători, nu numai asupra celor care au dus greu și în proporție de 85% este edificat. Mitriță, la ceea ce joacă în momentul de față, cred că ar merita o șansă. Știi care treaba? El n-a dus greu, el n-a prea fost. Nu a fost, dar adică, aia și spun, păi exact, ai ști deja. Cu atât mai mult cu cât n-a fost, da, mă, adică, în toamnă. Trebuie să-i dai și lui motivația de a continua cel puțin la același nivel. Trebuie să-i dai motivația asta, pentru că joacă. Ce poți să-i reproșezi lui Mitriță? Vedem, vine la centrul terenului, face faul, după își prinde 30 de metri. Marchează, face diferența, meci de meci, are atitudine. Că dacă până acum, doar, dacă nu e ceva din urmă, când selecționerul... Ceva genivan, așa. Când selecționerul reclama probleme de atitudine, de respectarea programului, de integrare în grup. Dar, nu cred. Fiind vorba de un jucător care își pune amprenta pe 23-24 de reușite ale propriei echipe, cred că merită șansa asta. Ok, trebuie să ne uităm și cine sunt concurenții pe post al lui Mitriță și pe unde joacă, cum joacă și cât joacă. Da. Nu, eu vreau doar atâta să mai spun un speech foarte bun al lui Robert Niță. Vreau să mai spun un singur lucru. Eu cred că dacă Mitriță nu va fi convocat, eu cred că cu toată prietenia și cu tot respectul pentru Edi, eu cred că este o nedreptate care se face lui Mitriță. Este printre puținii, poate chiar singurul fotbalist care prin dribling la noi în Superliga poate să scoată 2-3 jucători adverși, da? A ține mingea aproape și așa mai departe. Din ce înțeleg, la nivelul național se discută în felul următor. Că unde să-l mai chem pe Mitriță când îl ai pe Florinel Coman, pe Drăguș și pe Mihăilă? Sau pe Florinel Coman, pe Mihăilă și chiar pe Drăguș, da? Că, mă rog, Drăguș poate să joace și atacat. Și atunci Mitriță, în opinia selecționerului, ar fi a treia sau chiar a patra variantă, repet, după acești jucători. Dar eu rămân la părerea că Mitriță este un fotbalist care trebuie să prindă lotul naționalei. Probabil se gândește și Edi că nu mai e timp de experimente până să faci, deși acum sunt două partide amicale foarte importante în care chiar mai poți să faci experimente, dar eu rămân la părerea, cu tot respectul, da, pentru Edi Ordănescu, ale cărui alegeri au fost foarte bune, asta este adevărul, până la urmă el știe ce face acolo, dar eu cred că Mitriță este un fotbalist care n-are cum să nu fie în lotul pentru Euro. Bun, că nu joci cu el, ok, înțeleg asta, dar e un jucător, printre puținii, rara avis, care îți face diferența prin dribling. Noi nu mai avem oameni buni în acest moment, așa ceva în România. Totuși să-l lași pe Mitriță, să-l lași, nu, Roberte, să-l lași, totuși chiar să nu-l chemi. N-ai cum. Că, nu, doar dacă, într-adevăr, ai ceva cu el personal. Dacă e ceva din urmă. Da. Nu cred că să pune problema la ceva personal când vorbim de echipa națională. Picii care a fugit mutul din cantonament. Și pormul l-a adus a venit înapoi. Era Nea Piții și la nivelul la care era mutul putea să fie de 3 ori Nea Piții. Au fugit în Camarino, au băut și un șpriț. Ai nevoie de mai băgat atunci cu Camarino. Și ăsta nu e un clișeu. Eu cred că a fost ceva și cu bancul atunci când băbau. Asta mă refer. În tribună, cred că nu, am văzut, dar Edi nu cred că ține. Nu sunt clișee și nu e interes național. Echipa națională e un european detrimentul echipei naționale. Și n-ai cum să-l ocolești. Ok, poate tu ai altă strategie. Bă, adu-l și dă-i și lui bucuria de a juca într-un meci amical câteva minute. Da, bă, nu, eu nu cred. Eu știu că Edi este un băiat cerebral. Nici eu nu cred. Bun.